Eu am mers la președinție la doamna Sandu, am prezentat un proiect de lege, nu o scrisoare, o notă informativă prin care solicităm ca Dumnezeu să intervină, dar i-am făcut și nota informativă și adresarea doamnei Sandu către domnul Grosu. Am făcut, doar semnez, că eu stă să ocupați cu campania electorală și miniști deputați, zic, nu zic pe urmă că n-am reușit, le-am dat tot setul care l-am făcut public. Nota informativă, proiectul de lege, cu toate modificările necesare în Constituția Republicii Moldova, ca prima, să protejăm pământul moldovenesc și doi, că acest articol din Constituție să nu poate fi modificat nici cu majoritatea constituțională, doar prin referendum național. Ca oamenii să nu trezească peste noapte, odată la o majoritate, ca câte 1 milion de euro să facă o majoritate constituțională și oamenii să trezească cu așa o surpriză. Că Dumnezeu n-a reacționat, el nu a reacționat nici cu gazul. Iam când era nevoie, tot spus, că Andrei Nevarava, l-o ne tăcoie, știi, ceva genul ăsta. Cu termoelectrica, pe mine mai deranjează faptul că tot același set de acte a fost expediat Parlamentul Republicii Moldova la 101 deputat. Și iată acum, săptămâna asta, eu vreau să văd, deși tași opoziția, că asta mai deranjează. La noi doar opoziția care, tipă, luptă cu Maia Sandu de mulți ani de zile, opoziția doar tot spune că nu e bine, a să interzicem la străini să vândă terenurile, corect? Păi iată, deși tași opoziția parlamentară, ca și în cazurile când am inițiat referendum pentru alegeri parlamentare anticipate, iată asta mai deranjează. Cu un majeica sunt plus, cu un majeica sunt minus. Cum să reacționeze opoziția? Haideți, când nu vă supărați, întrebarea sună destul de naiv, pentru că opoziția parlamentară, dacă ar face asta, ar face jocul candidatului. Apoi asta e cel mai urât lucru. Uitați-vă. Iată așa în politica moldovenească de 33 de ani și acest, eu sper că acest lucru vor rămâne în istorie. Că din cauza ratingului la un partid sau altul, se îngroapă mai multe inițiative venite de la partide extraparlamentare, venite de la cetățeni din țară, mai s-au dus și de tot ce nu vine de la PAS. Deci la partidele pro-europene nu acceptă recomandări.